Deși nu a mai plouat de o săptămână, pe câmpurile din zona localității Brătești de Sus, din Dâmbovița, apa băltește în continuare. La fel se întâmplă și în gospodăriile oamenilor, care se inundă de fiecare dată, iar oamenii se chinuie săptămâni întregi să scoată apa din curți. La ultima revoltă a localnicilor, primarul PSD-ist Romica Stoica s-a lăudat că a venit cu o soluție ideală. Edilul a pus să fie săpate și adâncite foarte mult șanțurile din fața porților, numai că apa vine de pe câmpuri, tot în gospodării. Asta pentru că nu există canale colectoare, sau mai bine spus, există, dar sunt colmatate și acoperite. Apa vine după câmp, pe ambele șanțuri și pe acolo și pe acolo, se revărsa în acest canal, care l-a supat, cum vezi, la ora actuală, să treacă bine menținut tractorii și cu tractoare, utilaje, lor, că nu e scris în circulație. Să ne prindă poliția pe asfalt, să le dea amendă, mai bine o coși pe câmp și asta bate aici. Cam cât trebuia să fie, cât de adânc trebuia să fie aici? Cel puțin un metru adâncime și vreo 3 lățime. Canalul care colectează iar din nou, iar este astupat. Dar latul are un dig de metru ceva. Deci de un an de zile. Da. Nimeni n-a luat nicio măsură. Nimeni, nicio măsură n-a luat. Vine peste locurile noastre pe șansă până la noi pe acolo și se revarsă la casele la oameni așa și la așa scurge fiecare și se revarsă în coace. Și de aici, în grădină la noi, și aici, la mine, acolo, în fața casei, se depozitează. Acolo se face exact ca un eleșteu. Inundații sunt și de o parte și de cealaltă a drumului național, casele de pe ambele părți fiind afectate. Canalele colectoare ar putea să preia excesul de apă, dar sunt înfundate și distruse, așa că apa băltește și acolo unde casele sunt în vale, apa ajunge direct în gospodării. De aici se colectează apa de pe tot câmpul, de pe raza satului. Trebuie să vie în canalul acesta de aici și fiind colmatat șanțul și astupat, a trecut cu tractoare cu alea, n-a mai făcut, nu mai are apa unde să ducă înspre sud, o ia peste locuri la lume și după aia curge înspre baraj pe unde își găsește firul de apă. Apa totdeauna, fiind mai la vale, se duce la noi pe câmpuri. În vie la mine, cam jumătate din teren, vreo 1800 de metri, stau numai în apă. Când vine primăvara și mai ales toamna, când sunt ploile mari. Eu am adus acum 2 ani de zile și anul trecut am adus primăria de 2 ori. Când era apa la mine în curte, la genunchi, au văzut despre ce este vorba și au spus că nu poate să oblige vecinii să facă așa ceva, că sunt proprietari. Pentru că eu aproape o jumătate de an n-am putut să beau apă din fântână. Ca să scape de gura oamenilor, primarul PSD-ist s-a gândit la o soluție superficială. Șanțurile au fost distruse în zadar, pentru că apa vine tot de pe câmpuri. Mai grav este că odată cu lărgirea șanțurilor a fost afectată structura carosabilului, care se surpă. Am lac, am apă în casă. De ce? Păi de ce am? Păi dacă mi-a luat podul și toată apa vine peste mine în curte. A zis că îmi pune și mie burlanda ăla cum a pus pe toată sosea. Cea mai săracă și cea mai proastă eu sunt. Asta iarnă m-a pus să dau iscălitură să nu mai dorm în casă, să dorm la copii. Și nu ne-a dărâmat podurile astea, ne-a făcut poduri. Da, bun? E, aia de acolo ce se întâmplă cu podurile alea de acolo? Nimic. Uitați-vă și dumneavoastră. Dacă mai vine o viitură vine de acolo, să ducem sub aia. Ce facem? Nimic. Da, noi primari nu facem nimic, că luăm bani. Pe lângă faptul că gospodăriile sunt inundate permanent, nici câmpurile nu le pot cultiva. Soluția este decolmatarea canalelor colectoare cu un utilaj. Astfel, apa va ajunge din șanțuri și de pe câmp direct în canal. Un scavator ceva să vie să sape aici, dea drumul la apă cu colect, așa, și scăpăm și noi de inundații și unul și altul. Până când primarul PSD se va trezi la realitate și va asculta și doleanțele localnicilor, oamenii se vor lupta în continuare cu inundațiile.